Bun, când înțelegi magia de întregă, e un fel de, am înțeles, și se dizolvă. Se dizolvă, rezolvă, se aranjează, da? E nevoie sau nu, dinăuntru tău, semnătura ta divină și vezi cum îți apare. Cuvintele, înțelesul, cum îți rezolvă viața, cum ți-i scris în frunte, așa, poți să faci ce vrei, dar așa, da, faci spațiul așa ceva și săritura cuantică, reîncarnare, trezire, zi cum vrei, și imediat. Și nu vrea să mă lase să zic. Am răsturnat. Am trimis ceva energetic și am răsturnat. Bun. Cum simți tu cum e semnătura ta divină, ce îți place, da? Pentru că organismul, suflet, la toate nivelele, se transformă, se transformă. Și ce în 3D îți plăcea sau avea nevoie, da? Soarta ți era scris, nu știu, da? Urci în lumină, da? Săritură cuantică și nimerești în altceva. În ceva ce nu te-ai așteptat, dar e din tine. Ai să simți pe parcurs că e din tine și ca să-ți împlinești visul, să zicem. Păi eu aia am vrut, aia și acum cum? Nu mi se prea împlinește. Nu... Păi cum nu ți se împlinește? Ai vrut să fii mag, da. Păi am vrut să fiu magul vieții mele. Păi magul vieții tale, da. Întâi, cum scrie? Magul vieții tale. Trei cuvinte. Primul, ce e mag? Mag trebuie să devii. Mag trebuie. Da? Să înțelegi cum merge, cum se învârt rotițele, cum e la bază ce era în 3D și să upgradezi sau dizolvi cum se proiecta, cum se cum își făcea viața magul. Da? A doilea cuvânt, magul, da? Vieții, viața. În 3D e un fel de a trăi, da? Aici am sărit în altceva, da? Viața. Ce înseamnă viața, lămurește-ne. Și al treilea cuvânt tale, magul vieții tale, da? Mele. Nu. Eu sunt magul vieții mele, da? Deci, personalizat. Land. Pământ personalizat. Și toate astea trei îs la rând să le deșgheoși, să le lămurești. Da. Un bumerang. Din 3D. Acum când ești aici unde ești și mai înțelegi una alta, mai lămurești lucrurile, începe să meargă așa cum trebuie. Ori din 3D mai vine una alta, da? Te ajunge din urmă ce n-ai înțeles sau n-ai făcut referitor la ceva. Adică ai niște restanțe, da? Ca și înțelesuri, subînțelesuri de ale vieții. Bun, acolo ești. Și încă o dată, 3D la bază ce era? Magul, vrăjitoarele, noaptea nu dormeau, noaptea era cel mai important. Acum ai dat peste cap, acum zi și noapte e la fel de puternic ca să simți energiile, ca să le transformi și întâi accepti că te trezești la miezul nopții, că primești niște întrebări și trebuie să răspunzi la ele, da? Faci spațiu,
până se echilibrează și ziua și noaptea, cumva la fel. Da? Din 3D cum era, nu mai. Pe urmă, în 3D, când nu erai despachetat, aveai familie, aveai... și cumva... culmea, Magne despachetat, trăia, omul trăia în zombie mod și avea tot, pentru că trăia colectiv. Da? Mintea colectivă. Acum sari, urci în vibrații, te reîncarnezi zi cum vrei, te trezești, așa, multivers, te aduni și... da, cum am zis, cum mi se face somn, când m-am trezit... la miezul nopții, cum înțelegi unde ești și ce faci, da? Despre ce e vorba, gură de aur, ai spus-o, s-a întâmplat. Așa, vrăjitoarele adevărate, magii, nu aveau familii, da? Erau alergați, chinuiți de practici și de... că era cumva, nu atât le plăcea, cât era, venea cu darul neamului, da? Neamul aducea darul și, ori acum, sărim acolo unde e personalizat, fiecare om își dorește să ajungă ceva, își dorește să facă ceva, da? Și se schimbă, se transformă cum vrea, da? Tu îți dorești să-l personalizezi. În 3D nu era familie, nu era, n-avea magul, vrăjitoarea, n-avea familie. Acum, invers. Familie, în orice sens s-ar fi numit, s-ar numi acum, că sunt ajutoarele tale, da? În 3D erau ajutoare, de fapt. Și se zicea că e, magul e singur, vrăjitoarea e singură. Ori, bine, mersi, avea în jur vrăjitoare. Ăsta zi... bestii de hanii diferite, tot felul de animaluțe, tot felul, da? Era lumea plină, care, da? Și acum nimerește acolo unde înțelegi ce înseamnă o familie sănătoasă pentru un mag sau pentru un vrăjitor. Da? Faci spațiu, accepti și începe să-ți se adune familia ta lângă tine. Asta era vorba despre stai liniștit, liniștită, că te transformi dinăuntru și se adună tribul tău lângă tine. Asta e. Ajutoarele, îngeri, demoni, tot ce vrei din, de ale magilor, da? Zi, toate vietățile de prin păduri, de sub pământ, de deasupra pământului, da? Începe să se adune în jurul tău, să simți, să te simți minunat, să te simți tot de ce are nevoie un mag adevărat ca să-și facă dreagă un alt. Lasă-mă să zic. Încearcă să tragă energie cineva. Ți-a răsturnat visul. Cuiva. Și iar ai sceptru. Distrează-te. One,